Când, cum, de ce, cine, unde, cât. Primești răspunsuri la toate întrebările importante în fiecare săptămână la interviurile We Radio cu Vlad Manolăchescu. O oră neobișnuită pentru interviu aici la We, dar când ai asemenea invitați, modifici programul și faci în așa fel încât să te pliezi pe disponibilitatea lor, ca să zicem așa. Președintele USR Cătălin Drulă e astăzi la Sfântul Gheorghe, e în județul Covasna la acest sfârșit de săptămână și am reușit să-l aducem pentru vreo jumătate de oră la noi în studio. Domnule președinte, bine ați venit la noi, bine ați venit în județul nostru. Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Cu ce ocazie pe la noi? Eu întâlnesc cu colegii din județ, o să fim mâine la întorsura Buzăului, unde, după cum știți, este... Aveți primar? Avem primar din partea USR, pe domnul Raul Urdă, vin și ceilalți colegi din județ. E parte din treaba unui președinte de partid să fie și în teritoriu, să fie alături de colegi, să îi asculte, să schimbăm idei. Am avut o reuniune mare de tot la București weekendul trecut, se numește Comitetul Politic, așa un mini-congres, un semicongres al nostru, în care au venit primarii noștri, au venit parlamentarii, șefii de filiale, câteva sute de oameni au fost la București cu invitați străini, au venit lideri de partide europene. A fost așa un eveniment mare în avantpremiera anului preelectoral 2023, un fel de strigă de luptă al USR. Ne-am adunat, am și muncit, am și discutat. A fost un lucru bun și continui periplul de a merge prin filiale în țară. Noi așa ne-am definit. Stăm de vorbă cu oamenii, ducem această discuție direct la firul ierbii, cum se spune. Ați fost ministru al transporturilor. Trebuie să vă întreb cum a fost drumul până la Sfântul Gheorghe. Cum se circulă pe Valea Prahovei într-o vineri după masă? Cred că nu se circulă bine pe Valea Prahovei, pentru că de asta e și motivul pentru care Waze m-a adus prin pe DN1A, prin cheia. S-a obișnuit și Waze. Cred că automat vinerea deja redirecționează oamenii. Da, era oarecum egal parcursul și din experiența anterioară am zis că e mai sigur. Ce să zic? E una dintre marile dureri ale mele că n-avem încă o conexiune modernă rutieră pe Valea Prahovei care să lege sudul de nordul României, să treacă Carpații, provinciile, oricum vrem să o luăm, centre importante, Brașovul de București. Când eram ministru, în martie, am semnat contractul pentru proiectarea tehnică a acestei autostrăzi. Asta e un lucru important de știut, că statul român n-a avut niciodată un proiect tehnic. Dacă știți, atunci când îți faci o casă, primul lucru... Și totuși vorbim de 30 de ani de autostradă. Exact, asta. Am avut vorbe, am avut așa zise încercări de parteneriat public-privat, în care s-a vândut oamenilor ideea că vine o firmă, o face pe banii ei și așa mai departe, dar proiect, cum ai proiect de casă? Dom'le, am proiectul de casă, caut finanțare, caut constructor, măcar să ajungi acolo. N-avem proiectul de casă, adică proiectul de autostradă. Am semnat un contract pentru a se realiza. Am făcut și un site, se numește ploiești-brașov.ro, unde puneam în fiecare săptămână, i-am rugat pe cei din care, dom'le, lumea e disperată. Ok, voi faceți această parte de documentație tehnică, dar lumea nu înțelege că e foarte multă muncă în teren, foraje, geotehnice, ar trebui să fie, că nu s-a realizat nici până astăzi, ajung imediat la asta. Faceți un site și în fiecare săptămână spuneți activitățile pe care le-ați avut ca lumea să înțeleagă. După 4 luni de la momentul ăsta, eu n-am mai fost ministru și atunci s-a oprit și toată munca pe acest proiect. Au trecut 14 luni și n-au ajuns nici măcar la un fel de, se numește analiza de trasee. Deci întâi să-ți alegi că traseul va fi cam pe aici, pe versantul drept al pe versantul stâng și apoi munca în teren de proiectare, de foraje geotehnice, studii hidrologice și așa mai departe. Se plânge domnul Grindeanu, ministru actual, că e nemulțumit de ce se întâmplă în contract, dar nu face nimic ca să îmbunătățească. Pe mine asta e foarte trist, pentru că genul ăsta de mega proiecte, ăsta ar fi un mega proiect și dacă ar fi în Italia și dacă ar fi în Franța, ei l-au făcut în anii 50-60, maxim 70, e proiect care nu stă pe mandat unui ministru. Fiecare trebuie să împingă bolovanul la vale și după aia ai și proiect. Din păcate e foarte întârziat, ceea ce știți ce dezastru naște pentru această legătură sugrumată. În logica noastră urma ca în 2024 să lansăm primele bucăți către execuție, licitații de execuție și așa cum m-am gândit eu dintotdeauna, ar trebui început cu bypass-ul zonelor critice de pe traseu, respectiv la Bușten, la Comarnic, chiar numai o cale de autostradă pe care se circulă în dublu sens, asta este iarăși o practică și, în fine, să rezolv dopurile
urmând ca într-o etapizare, e adevărat, probabil care merge până în 2028-2030, ar fi mers în calendarul ăsta, să ai autostrada cu totul. Din păcate, un calendar deraiat. Aveți un primar de care spuneați la noi în județ, primarul de la întorsura Buzăului, dar mai doi. Aveți un primar la Valea Mare. Pentru un județ cu specificul nostru, specificul etnic, despre care știm cu toții, 75% populație vorbitoare de limbă maghiară, e un rezultat foarte bun, aș zice eu, pentru USR, doi primari din sub 10 localități românești, să zicem, în județ. Da, și este meritul unei echipe inimoase, condusă de un etnic maghiar, apropo, ca să nu punem etnia la mijloc, care a oferit o alternativă și au reușit să facă oamenii să creadă și chiar fac o treabă extraordinar de bună. Suntem mândri de primarii noștri din județ. Iată, când prezinți o alternativă credibilă, că apar și rezultatele. Spunea să nu punem etnia la mijloc, dar totuși la noi în județ realitatea, că vrem sau nu să acceptăm, că ne place sau nu, este un vot etnic în majoritate la noi în județ. Cum facem să scăpăm de această obișnuință, această tradiție? Da, partidele românești clasice, cele da. Două mari, au vorbit, eu nu știu să fac, aș vrea să găsesc o metaforă potrivită, dar nu prea jignitor, au vorbit limba mufării la banul public. Ori oamenii văd asta și atunci credibilitate nu prea există. Noi am fost de la început un partid civic. Ca asta înseamnă că când te uiți la civic, te uiți la calitatea omului de cetățean și respecti fiecare ce etnie are, ce background, ce credință, ce și așa mai departe. De altfel, avem numeroși colegi în partid care sunt care fac parte din alte etnii, din alte minorități naționale. Am avut un președinte al partidului chiar pentru o vreme, pe domnul Elek Levent în 2017, care este, mă rog, de etnie maghiară. Deci încercăm să vedem dincolo de lucrurile astea și să ne concentrăm pe ce facem pentru oameni. Spre exemplu, eu prin munca pe care am avut-o și ca ministru al transporturilor și înainte, că sunt pasionat de infrastructură de multă vreme, sunt unul dintre cei care au fondat Asociația pentru Infrastructură, am și susținători sau oameni care colaborez, care sunt din toate zonele țării și care sunt și etnici maghiari, adică sunt subiecte care ne unesc. Iar pentru noi, la minister, pentru echipa mea, zona Covaznei și Harghita au fost o prioritate. Secretarul de stat pe rutier, Horațiu Cosma, colegul meu care este din, apropo, din USR Sălaj, o altă zonă cu multietnică, a fost chiar aici pe teren pentru discuția despre acest transregio nord-sud, să vadă unde ar trebui făcute corecții, unde se fac centuri la localitățile de pe traseu. Am avut tot timpul un parteneriat, inclusiv cu primarii din zonă. Am întâlnit cu primarul de la Odorheiu Secuiesc, cu, evident, cu primarul din Sfântul Gheorghe, unde am putut, am ajutat, și ăsta e un respect care merge dincolo de limba fiecăruia maternă și noi sperăm în continuare să convingem cu echipa pe care o avem. Ce putere mai are un partid de opoziție în România când vedem un monolit, sau așa la prima vedere pare un monolit, acest PNL-SD? Ce poate face un partid de opoziție cu 10-15% în Parlament? Uriașul cu picioare de lut, i-aș spune, pentru că aceste două partide erau beneficiat de ceea ce eu numesc o păcăleală, și anume faptul că s-au prezentat unul ca alternativă la celălalt. Dacă vă aduceți aminte, când era PSD-ul la putere, era ciuma roșie pentru PNL, și când era invers, mă rog, găseau ceva. Vă dau un singur exemplu și poate, în fine, atinge un pic și întrebarea de mai devreme. PSD-ul găsește punctul de atac, îl numea pe Klaus Iohannis după numele Mijlociu, ca să-i sublinieze cumva că este un element alogen, un element străin, Werner. Da. Asta era Werner. A dispărut de când sunt la guvernare, n-am auzit niciun PSD-ist menționând Werner. E un pic amuzant, pentru că de fapt e un fals. Ei în spatele cortinei sunt prieteni, sunt tovarăși. Tovarăși de mufat la banul public. Este pentru România și un moment foarte greu, că ne-a și marcat. Astăzi se face un an de guvernare PNL-PSD, apropo. Ieri am lansat Cartea Neagră și în Piața Victoriei din București, în fața guvernului, am pus un panou pe care am proiectat SMS-uri de la cetățeni. La un număr de ăsta cu tarif normal. Cred că au venit cu miile, mă gândesc. Au venit 4200 de SMS-uri. Foarte interesant reacția oamenilor. Și ce vreau să spun este că, dincolo de
un moment greu pe care îl traversăm, că e un moment greu și economic și nu se guvernează bine. Noi am făcut o analiză de asta pe toate ministerele. Este, într-un fel, știu că e greu să vedem așa, și o oportunitate, pentru că și-au dat rama pe față. Oamenii au văzut că sunt două fețele aceleași monede. Și apropo, PSD-ul e cam originalul, PNL-ul e copia. Și în general oamenii tind să meargă după original, după copie, nu după copie în general în viață. Și au văzut ce oferă USR, adică un partid profesionist, un partid care a făcut PNRR-ul, planul de țară. Au văzut munca mea la Ministerul Transporturilor. Da, în Parlament în prezent avem 15% după rezultatul ultimelor alegeri, dar există o vorbă din engleză că boxezi la categoria următoare. Noi boxăm la o categorie mai mare. Și cel mai bun, ca să nu trebuie să ne lăudăm singuri, ci cea mai bună laudă ne-o fac adversarii de la PSD și PNL, pentru că toată ziua, bună ziua, sunt în gură cu USR. USR de vină pentru tot din țara asta, USR. Când cineva nu contează, cum că încearcă pe amândouă să le pună simultan și la un moment dat le-am și spus, nu puteți spuneți în același timp că USR nu contează și în același timp că USR devine pentru toate. Nu, le frică de un partid care chiar ai cărui oameni departe de a fi perfecți, orice organizație are imperfecțiuni, da? Deci acum nu vorbim despre îngeri și așa, dar USR-ul are oameni care cred în ce fac. Ori asta sperie, pentru că niște oameni care cred sunt un pericol pentru acest sistem care doar mimează. Pentru că PNL și PSD în momentul de față sunt doar organizații al căror scop este să se perpetueze la putere, să rămână în aceleași funcții și toată lumea care beneficiază de exercițiul puterii să-l continue. Dar n-au și o idee de ce facem, de ce au aceea putere. Că asta e baza, e bună puterea. Dar ca să faci ceva cu ea. USR-ul chiar crede niște lucruri. Și apropo de asta, asta era experiența în ședințele de coaliție. Ședințele de coaliție cu PNL și cu DMR, dacă pot să fac o divagație scurtă, de multe ori noi eram, ne ambalam. Dom'le, trebuie să facem pe o anumită chestiune de politică publică și așa mai departe. Și aproape simțeam în ochii interlocutorilor noștri că nu-și dau seama dacă e o strategie, o tactică sau chiar credem în ce spunem, că păream așa ca niște, pentru ei eram ca niște zeloți cumva, nici unii care chiar cred în ceva. Da, cred, vreau să fie lucrurile mai bune în România, îmi doresc, eu chiar vreau autostrăzile alea, nu e un mof, nu e o schemă de PR, e un lucru care mă doare personal și apropo, trăiesc ca un om normal, conduc o mașină normală și folosesc stați drumuri. În aceleași cozi, pe aceleași drumuri. Pe aceleași drumuri, în aceleași cozi și mai mult îmi dau seama ce oportunitate fantastică pentru România ar avea să-și îmbunătățească, să treacă la nivelul următor cu infrastructura. Până la infrastructură au trecut deja 30 de ani. Autostrada e în stadiu în care e, mai mult deloc decât așa, adică nu știu dacă o să o prindem în timpul vieții noastre, că acolo suntem. Sunt convins că da. Da? Da. Avem vreo 40 de ani amândoi, 40 și un pic. Da, s-ar putea să o prindem în încă 30 de ani. Nu, mai repede, o să fie mai repede. Până atunci se face aeroport la Brașov, până una alta, primul aeroport din România în ultimii 50 de ani aproape. E o dezvoltare foarte, foarte importantă pentru zona asta de centru a țării. E o dezvoltare de care va beneficia cu siguranță și zona județului Covasna. E utilă o cursă Brașov-București, că se tot vorbește de treaba asta. Tarom deja s-a oferit să fac astfel de curse pe o distanță de 150 de kilometri. E ușor ridicol, totuși pentru astfel de distanță, mai ales că legătura pe tren e chiar decentă. București-Brașov este una dintre liniile bune. În fine, București-Predeal e ok și Predeal-Brașov încă mai are de... Acolo mai sunt niște investiții de făcut, dar în fine, unul dintre cele mai rapide trenuri făcea și 2 ore și 5 minute, cred. Ok, e într-o... Și ajungi în București, nu în Otopeni. Și ajungi în București, nu în Otopeni. Aici cred că mai degrabă o comandă politică pe linie PNL, pentru că la Tarom, așa cum au împărțit companiile de sub Ministerul Transportului, este director PNL. E foarte interesant și asta. Companiile respective n-ar trebui să țină de politic. De asta vreau să te... E ceva ce nu e politic în țara asta? Păi astea, companiile de stat, dând un pic timpul înapoi, în 2009-10, în criză, a venit femeiul și a zis, voi politizați prea mult și astea atunci devin găuri negre. Și s-a dat o ordonanță, faimoasă ordonanță 109 din 2011, că toată lumea spune doar numărul. Ordonanța asta este ordonanța de guvernanță corporativă, niște lucruri care
care ne fac compatibili cu grupul țărilor OCDE, asta care, mă rog, țin niște standarde, și ar trebui să fie niște profesioniști care au un mandat pe 4 ani stabil și politicianul îi spune, uite, doar vreau să obții profit și așa mai departe. Bineînțeles că nu se întâmplă lucrurile astea și pentru prima dată de când știu eu le-au împărțit PSD-PNL trăgând ca pe bețișoare așa și este, spre exemplu, e ridicol, adică la CFR șinele sunt ale PSD-ului și trenurile cu pasageri sunt ale PNL-ului. Și n-ar trebui să fie ale oamenilor totuși? Ar trebui să fie ale oamenilor. Eu am căutat cât am fost ministru profesionist și am găsit pentru aceste companii în consiliile de administrație, pe partea director, până i-am păstrat, că n-am avut un scop în sine de a schimba neapărat oamenii. Așa ar trebui să fie. Acum, probabil că la Tarom s-a dat o comandă politică, domne, ne trebuie zboruri, pentru că ce este esențial pentru aeroportul din Brașov și pentru orice aeroport este să aibă zboruri. Este un pariu mare, pentru că un aeroport nu supraviețuiește dacă nu are curse. Și asta nu se poate... trebuie să existe un interes comercial, trebuie să existe operatori. Avem două exemple de aeroporturi în România în momentul de față, care unul e Tulcea, care e aeroport internațional. Nici nu știam că e aeroport la Tulcea. Este aeroport internațional, este cu investiții destul de mari făcute între în el de ordinul zecilor de milioane de lei și nu are niciun zbor, nicio cursă. De-aia n-am auzit de el, cred. Iar Aradul, în care s-au investit iarăși bani foarte mulți, pentru că Timișoara e foarte aproape, exact. N-are decât ocazional niște curse charter. Îmi doresc ca Brașovul să aibă succes. Dar depinde mult și de politica pe care o aplică conducerea aeroportului și cum reușește să atragă operatori. Dar nu asta e soluția, să faci niște curse artificiale. Acum, dacă ar exista cerere și ai umple avionul, să spunem că mai rămâne doar problema pe care au ridicat-o mulți că merge în contra curentului european, adică în Franța s-au interzis zborurile pe distanțe sub pe motiv de protecția ori. Mediului. Pe motiv de protecția mediului, dar eu mă îndoiesc. Nici că eficiență economică nu știu dacă există. Care avea eficiență economică. Gândiți-vă că la Timișoara, să luăm un exemplu, și e mult mai mare traficul pentru că avionul prezintă sunt și mai mari dimensiunea punctelor de origine destinație, dar e o alternativă grozavă avionul, adică 40-50 de metri, eu sunt deputat de Timiș. Sunt 3 zboruri pe zi și doar cel din mijloc, doar cele de dimineață și de seara sunt cu aeronave Boeing mai mari, celelalte cu aeronave ATR în mijlocul zilei. Și acolo, câteodată, când în funcție de extra sezon, mai reduc. Nu cred că există un trafic București-Brașov dacă nu trebuie să vină de nivel avion. Adică, ok, poate vineri seară, da, poate luni dimineață, da, dar în rest ar fi un ușor fantomă. Spuneați că se împlinește azi un an de guvern Ciucă în funcție. Dacă e să tragem așa o linie ca cetățeni trăitori în țara asta, vedem o inflație de peste 15%, vedem prețurile explodate la energie, gaze, utilități, alimente și așa mai departe. Tot. Absolut tot. Puterea de cumpărare din ce în ce mai scăzută. Au anunțat chiar ieri că de la 1 ianuarie salariul minim crește la 3.000 de lei, 4.000 de lei în construcții. Cum vedeți toată această situație? Eu cred că este posibil cea mai proastă guvernare de după Revoluție. Avem oricum cea mai mare inflație din ultimii 19 ani. A mai fost mai mare, dacă ne ducem înapoi, în 2003. Deci sunt 20 de ani aproape de când n-am mai avut asemenea nivel de inflație. Măsurile pe economie sunt exact în contra ceea ce ar trebui să fie. Adică, și nu o spun eu, o spune guvernatorul BNR. BNR-ul ridică rata de dobândă de intervenție. Asta înseamnă creditare mai scumpă, deci e un lucru rău. Pe de altă parte, ar trebui să aibă efectul frânării inflației, care vedem că nu se întâmplă. Ca să se întâmple, a spus-o guvernatorul BNR, ar trebui ca și guvernul, politica fiscală a guvernului, adică cheltuielile și veniturile, să se închidă. Ori deficitul e mai mare ca niciodată, vom ajunge la 8% din PIB, la un nivel relativ mic de venituri ca procent din PIB, adică lipsește unul din 4 lei la buget. Cheltuim bugetul 30% din PIB, dar 8% din PIB lipsește. La fiecare 4 lei care sunt venituri, mai împrumutăm încă 2. E oricum o iei, oricare dintre comparațiile astea și dacă vezi că lucrurile nu sunt sustenabile. Ori creșterea cheltuielilor, anul acesta s-a întâmplat creșterea cheltuielilor statului în loc să reducă cheltuielile și vă spun că există loc să reduci cheltuielile. Am fost într-un minister care avea un buget de 15 miliarde de lei, domnul Grindeanu pe anul următor are 19. Ok, inflație, dar nu era inflația încă din așa de mare din prima lună acestui an. Depinde cum știi să economisești. Noi, spre exemplu, am reușit să reducem
cu 1400 personal excedentar la CFR Marfă, cu 800 de oameni la Metrorex. Nu e, asta nu e o bucurie, dar nu e nicio bucurie să ai oameni în plus care să fie plătiți și care să nu producă. Pe o dimensiune similară de rețea de metrou din altă parte a Europei, am avea rămăseră 5.000 din 5.800. Cred că cu 3.000 se poate face aceeași treabă. Toate lucrurile astea atârnă și dincolo de personal atârnă cheltuielile pentru partid. Chiar cu un anul dinaintea mea a fost ministru domnul Bode și am văzut un record, că ați vorbit de autostradă ca despre o contraperformanță, dar am văzut și un record, o investiție realizată în 5 luni de la idee la plata avansului, și anume cumpărarea 4 șalupe pentru intervenție pe mare în situații de urgență. E faimosul caz de la DNA, începe să vă aduceți aminte. E o singură problemă, ele costau 50 de milioane de lei și a fost plătit 100. Exact același model îl cumpărase Vama Belgiană cu 2 milioane jumate de euro pe bucat. Statul român a dat 5 milioane de euro, a reușit să facă rost de tot, a făcut studiu de fezabilitate, licitație, l-a semnat, oferta întunic peste tot. E, dacă dintr-o 100 de milioane 50 e parandărătul. Și apropo, a fost un vas ucrainean, dacă faceți aminte, când eram ministru, care s-a scufundat. În urmă a fost salvat de o navă privată de la GSP. Aceste șalupe nou achiziționate, Mândria Marzvomului, asta agenția de salvare, n-au putut să import, pentru că nu merg decât la valori de 2 metri și erau valori de 5 metri, că de asta și scufundat nava ucraineană. Deci vedem cum banii se duc în buzunare private, bani publici. Apropo, nu fonduri europene, de ăștia de-ai noștri, cum bănuții noștri naționali, care sunt mult mai valoroși. E, dacă reduci dimensiunea asta, și eu nu mi-am creat prietenie de notorietate, mai ales la colegii de guvernare de la PNL, reduci aceste mufări la banul public, poți să faci economie. Ceea ce s-a întâmplat anul ăsta este opusul. Apoi, pe energie avem patra legiferare, 3 ordonanțe de urgență și o lege de adoptare a ordonanței. Ultima a trecut acum 3 zile de parlament, fiecare proastă, și o corectează pe aia dinainte. Și asta pe care au dat-o acum 2 zile, vă dau doar 2 exemple care sunt de interes, cred, pentru cei care ne ascultă. Lasă în continuare în aer pe cei cu consum lunar pe anul trecut mai mare de 300 de kWh, și dacă vă gândiți că aici sunt niște oameni care se lăfăie, m-am întâlnit cu angajata Parlamentului care mi-a spus că sunt 3 familii care stau într-o curte, generație multiplă aceeași familie, și sunt toți în contor. Da, un contor, și au ajuns să plătească. Deci pe mine mă înfurie, de-aia m-aș auzi ridicând vocea chestia asta, pentru că m-am uitat la femeie și era pur și simplu, erau disperați, că acum n-au deloc plafon. De la 1 ianuarie o să aibă, pe ultima legislație, un plafon, dar atenție, 1,3 lei în condițiile în care IMM-urile, firmele, au 1 leu. Deci o brutărie, care totuși o companie plătește doar 1 leu, dar acești oameni să plătească 1,3. Și ultima variantă a legii introduce și noțiunea de domiciliu, de viză de flotant. O să fie o nebunie în acolo oamenii care stau în chirie o să plătească, o să nebunească. Da, e halucinant, plus implementarea. Și eu sunt convins că și asta o să ajungă să fie corectată printr-o ordonanță peste vreo lună, două ori. Să spunem că prima dată e scuzabil, a doua oară iertabil, dar când a patra oară tot o dai în bară cu PNG. Deci asta cumva ne arată ce se întâmplă cu guvernarea actuală pe partea de economie, de energie, și aș mai adăuga o parte care mie mi se pare importantă. Dar credeți că e ticăloșie sau e și multă incompetență? Experiența mea este că e un mix între cele două, și da, sunt și legate. Că ca să pui niște proști în funcție, trebuie să fii destul de ticălos. Pentru că îi pui acolo, că îi aduc voturi la partid, că e băiatul primarului de nu știu unde, care trebuie să fie și el secretar de stat, că hai domne, e cu noi, a trecut de la PNL la PSD sau de la PSD la PNL. Deci chiar dacă e prostie, e tot o formă de ticăloșie la un moment dat, dar e o combinație între cele două, într-adevăr. Și apropo de ticăloșie, a treia componentă pe care vreau să o ating este cea a integrității. E important asta, că sunt, până la urmă, vorbim și de furt direct, de banii noștri, de licitații aranjate, cumpărăm, nu știu, 600 de BMW-uri cu specificații la date la centimetru ca să fie de la firma prietenului președintelui, când puteam să cumpărăm 1200 de Duster-uri. Mașina bună, avem buna la partid, am condus-o și eu. E o mașină chiar decentă, nu vreau să fac acum reclamă, dar e produsă în România și merge foarte ok și ar putea poliția să folosească asta. Mai și partea de, mă rog, de fraudă, să spunem, morală, și aia e importantă. Toate plagiatele astea. Cum Dumnezeu poate să fie într-un guvern atâția oameni pe care tot, și-au pus... Nu, sunt, cred că și în Parlament e la fel. Nu, da, doar în guvern. Cred că absolut tot ce înseamnă politician ajuns la un anumit nivel e doctor.
Da, de ce înseamnă chestia asta? Eu, de exemplu, am făcut un master, eu am primit o bursă de studii în partea statului canadian, am fost olimpic național în anii 90, scris pe acolo la universitate și universitatea în Canada mi-a dat o bursă, că altfel n-aș vrea cum să ajung acolo în triștii anii 90 la sfârșit. Și când am ajuns acolo, am făcut un master, am învățat ce înseamnă, deci din prima zi ne-au zis dacă copiați, adică erau regulile, dat afară din facultate, aproape că n-ai apel. Fără discuții. Comentarii. După ce am făcut un master orientat pe cercetare, un fel de semi-doctorat, mi-am dat seama că nu-i de mine să fac și doctorat, că sunt 7 ani de cercetare, de tocit coatele. Doctorat pe bune. Și atunci, ce-i cu oamenii ăștia care vor să-și agațe galoane, doctor Bode, doctor Câmpeanu, doctor Tâlvăr, deci toți doctorii, am citit teza domnului Bode, este maculatură de, și n-am spus, dar profesor Cristian Preda, decanul de la SNSPA, a spus-o, am văzut ieri că au apărut noi acuzații cu, adică noi bucăți identificate ca fiind plagiate, o chestie probabil făcută de vreun scrib pentru el, de un compilare de texte din engleză, exact, de pe Wikipedia. Și chestia asta a trecut totuși la universitate care nu e cea mai din colțul României, la Universitatea Babeș-Bolyai. Păi sunt, aici e tristețea, de fapt, că și UBB-ul s-a compromis în tot afacerea asta. Am văzut acum că au cerut o analiză externă, independentă, tocmai ca să se spele ei pe mâini și să nu fie Dar nu se poate în totuși, adică asta. Suntem în România, da, nu e, eu știu, Belarus sau vreo țară în care dacă ai un pic de coloană vertebrală, și aici o spun, sper că ajunge, cineva de aici o să vorbească cu cineva de la Universitatea Babeș-Bolyai, dacă știți oameni care sunt acolo, care sunt în zona academică, profesori, e rușinea lumii. Nu mai neapărat ca plagiat, că la un plagiat poți să spui, domnule, n-am reușit să identificăm că plagiase, e un șmecher, ne-a păcălit. Calitatea acelui domn, deci cum să fie o teză de doctorat care e o compilație de texte de pe Wikipedia și care nu împinge cu nimic frontiera cunoașterii, ceea ce ar trebui să facă un doctorat pe bune. E o bătaie deja pentru cei care chiar muncesc. Ai și tu doctorat, are și Bode, are și Tâlvăr, are toată lumea. Deci devine o chestie. Și la vârful guvernului, și Ciucă e doctor. Și la el, doamna Emilia Șercan a arătat acuzații foarte credibile, zeci de pagini copiate. După aia doamna Emilia Șercan s-a trezit cu un compromat ăsta făcut de poliție, cu niște poze intime scoase și publicate. Apoi s-a închis cumva cu metoda coperta dosarul, care acum e investigat de, știți, nu, povestea era, da, o africancă care avea acolo o speță la același curte de apel, și s-a înlocuit, s-a băgat în coperta ei ca să pice la un judecător care fusese numit de PNL când făcuse o pauză de la fi magistrat, după care a doua zi s-a pensionat. S-a pensionat, da. Deci, totuși, adică acum ambasadele din România povestesc asta acasă, dacă cumva nu intrăm în Schengen, că eu nu-mi doresc sub nicio formă și m-am luptat și la Bruxelles, chiar sunt reticențe, da. Și asta așa, nu fiți reticenți, pentru că Schengen nu este pentru poporul român, nu pentru politicienii români. Și poporul român, care de 15 ani în Uniunea Europeană, merită să fie în spațiul ăsta de circulație liberă. Și am făcut tot ce a ținut de noi, de USR mă refer. Avem și noi europarlamentari, ne-am întâlnit comisari europeni cu președinta Parlamentului European, să ajungem în Schengen. Da, dacă cumva ratăm, că dacă ratăm acum în 8 decembrie, s-a cam dus pentru câțiva ani. E chiar vina acestor politicieni, al lui Dr. Bode și a celui care, nu, președintele Iohannis, care spunea în 2014 că și trei cuvinte, dacă se referă la Ponta. La domnul Ponta, da. Da, și trei cuvinte, dacă ai copiat și ai plagiat, trebuie să dispar din viața politică. Aia, pe aici ne răzgândim de pe zi pe alta, că asta e tradiție în politica românească, din păcate, sau în o parte a politicii românești. Ce vreau să le spun oamenilor, că am făcut așa un portret care nu e chiar cel mai luminos în momentul ăsta, că există speranță. Eu cred că, în ciuda acestei, există un moment de astea în istoria astrale când o clasă de asta politică coruptă veche își strigă, își face cântecul de lebădă. Eu simt că suntem într-un punct de genul ăsta. Ne putem uita la experiența altor țări. Nu știu, sunt partide istorice de 150 de ani care aproape au dispărut în Franța. Partidul Socialist, Partidul Republican, astea erau establishment-ul acolo. Și pentru că oamenii nu s-au mai regăsit, au zis, bă, dar ăștia sunt niște combinator care își tot schimbă între ei funcțiile și sunt ei pentru ei, s-au orientat în altă parte. Natural. Au dispărut organic. Deci eu cred că pentru 2024 e o mare șansă să primenim. Evident, și în partidele astea, în PSD și în PNL, sunt și oameni care se poate lucra. Chiar cunosc, mai ales în PNL. Știu niște oameni, în general, sunt cam în zona asta de a fi primar, ăștia care mai suflecă mânecile și muncesc,
care sunt oameni care au o relație decentă, care sunt rușinați de ce se întâmplă la vârful partidului. Cum e asta să ai un general, fost general, trecut în rezervă, care a zis că niciodată nu va intra în politică, mă refer la domnul Ciuca. Păi ne întoarcem la partea cu răzgânditul de care ziceam mai devreme. Da, a afirmat acum 2 ani, întrebat dacă vă gândiți să intrați în politică, a zis că și-ar dezonora haina militară. A dezonorat-o în plenar prin ceea ce a făcut. Evident, e o numire de la Iohannis. Îl luați pe domnul ăsta și îl puneți. Păi dar tot traseul lui este evident. Da. Și știu că sunt oamenii în PNL care sunt nemulțumiți, dar acum, știți cum e, dacă trebuie să și vorbești la un moment dat și să-ți faci ordine în casă. Mă întorc un pic la partea cu salariile crescute pentru anul viitor. Anul viitor este ultimul an pentru proiectele europene din ciclu trecut, da. Pentru tot ce înseamnă implementare, mai ales POR, POIM și așa mai departe, unde e nevoie de foarte multe firme de construcții și de foarte mulți constructori. Și e o criză în piața asta. Creșterea acestui salariu minim din construcții la 4.000 de lei s-ar putea să rezolve această criză? Sau o să rămâne încă o grămadă de proiecte nefinalizate? Da, nu știu ce să spun aici. Eu sunt sceptic la astfel de reglementări, pentru că dacă forțezi dincolo de cât pot firmele duce... Ei au avut discuții, se pare, și cu antreprenorii și cu mediul de afaceri și cu toți cei implicați. S-a agreat această sumă. Acum rămâne de văzut dacă și în realitate rămâne de văzut. În orice caz, noi în PNRR am gândit și partea de... și sunt jaloane de, cu cel cu salariile, cu salariul minim e anul viitor, cel cu pensiile anul acesta, ca pensiile și salariile, indexarea pensiilor și a salariului minim să se facă pe bază de formule, de statistică, ca să nu mai fie concursul ăsta de populism între politicieni. Hai să mai dăm 100 în plus, exact, 100 în minus. Dansează partenerii din coaliție, fiecare supralicitează, vine domnul Rareș, domnul Cutare, și cred că asta ar fi mult mai decent. Am văzut ce s-a întâmplat cu pensiile. O minciună colosală, o mai clarific o dată aici, tot au aruncat, domnule, a pus USR-ul 9,4% din PIB în PNRR, nu se pot crește pensiile. Păi, pensiile se puteau crește cu 27% și tot rămâneam în plafonul din PNRR. Ori ei l-au crescut cu 12%, care de fapt înseamnă o scădere, pentru că inflația a fost 15%. Deci, practic, pe net, ca putere de cumpărare, un pensionar a pierdut. Cred că mai mult astfel de obiectivitate în ce înseamnă salariu minim, pensie și distribuția de resurse. Eu aș lăsa mai mult resursele acolo unde sunt generate, pentru că e foarte puternic acest pix de la București, mult mai puternic decât ar trebui să fie, și e folosit ca o formă de control politic. De fapt, asta e, o gândesc ca pe puterea supremă, cei de la PSD și de la PNL. Direcționăm unde merg resursele, de aici, de la noi, vine. Eu cred într-o formă de stat mai liberal, că suntem și singurul partid liberal din România, țin să menționez asta, după toate politicile pe care le susținem. Am văzut recent, e chiar săptămâna asta, am atacat supraimpozitarea acelor contracte part-time. E ceva mai antiliberal și a fost votat de PNL, acest proiect. N-am văzut vreodată. Adică să faci... Plătești contribuție întreagă, deși... Pe ce, exact. De ceva ce nu, de când există muncești, nu primești, state, nu? Și se numea BIR și cum s-a mai numit, ideea era că îmi dai ceva din ce ai. Nu pot să-ți dau din ce n-am, din ce n-am muncit, din ce n-am câștigat. E un dezastru politic. Asta vine din niște obsesii, și știu care este sursa lor, niște obsesii de ilieșcene, așa. Sunt niște ideologi pentru PSD, unul dintre este domnul Florin Georgescu de la BNR, viceguvernator, eminență cenușie, așa, care urăsc tot ce înseamnă privatizație ăștia și cumva au rămas în discursul ăla de anii 90, și care văd în contribuabil un potențial infractor. Lasă, domne, că ăștia cu 2 ore... Și tratează pe toți la general, exact, la grămadă. Ceea ce nu poți să faci într-un stat. Un stat trebuie să fie bazat pe încredere. Ok, poate unii au abuzat de contractele de pe 2 ore sau pe 4 ore, dar te duci și găsești asta, la fel cu munca la negru în general, trebuie sancționată, dar nu poți să... Au afectat niște categorii foarte mari de oameni care aveau contracte legitime și care au dispărut, acele contracte. Și nu mai plătește nimeni nimic și sunt, pur și simplu, s-au transformat probabil într-o plată la negru, mi-închipui, nu știu ce s-a întâmplat cu... Și sunt oamenii cei mai vulnerabili. Vorbeam mai devreme, de exemplu, cu un contor la 3 familii, iarăși politici făcute într-un fel, ar trebui să fie social-democrate, dar care lovesc în cei vulnerabili. Bine, mie mi se pare de multe ori că sunt și foarte rupți de realitate și pur și simplu nu știu
ce se întâmplă în teren, în viața de zi cu zi în România reală. Este adevărat. Eu când merg la Parlament și văd acolo expoziția Târgu Siabui, spun eu, în parcarea Parlamentului, de limuzine de 150.000 de euro, îmi dau seama că sunt destul de rupți de realitate. Chiar mă gândeam, eu am reușit să păstrez această legătură cu realitatea. Când îmi dau jos sacoul sau costumul, mă găsiți într-un hanorac de ăsta pe stradă, în magazine, am doi copii, iau de la grădiniță și așa mai departe, și cozi și instituții, și chiar cred că un politician are nevoie de asta, și probabil sunt niște funcții unde nu... Cât am fost ministru, am reușit, am mers și cu trenul și cu metrou, mai trăgeam câte o șapcă pe ochi dacă vreau să am mai multă intimitate în momentul ăla, dar probabil ca președinte îmi închipui că nu mai poți, și vedem și că președinții ăștia României sunt cam toți rupți de realitate, pentru că trebuie să ai contactul ăsta cu ce simt oamenii, să tragi la un moment dat de volan, să te prindă o coadă pe... mă întrebam, deci a fost o coadă de ore pe Valea Prahovei pentru că nu dăduseră la o parte niște balize de pe un pod care era deja terminat la Sinaia. Și eu când eram ministru, am boala aia pe care au și unii primari, aia buni în general, putea să-i spune micromanagement, dar eu cred că e de bine în România. Eu nu puteam să văd ceva care era strâmb, puneam una pe telefon imediat și sunam la șeful de regional. Aveți parapet de înlocuit acolo, acolo trebuie să faceți așa, adică trebuie să fii tu un exemplu să spese. Ori chestia asta cu păsatul, pe bune, adică să te intereseze, să te doară sufletul când vezi o chestie strâmbă, e rară în partidele astea care nici nu mai cred. Eu cred că foarte important este ca cei mai mulți dintre politicienii de la vârf să meargă singuri la cumpărături. Cred că asta ar fi o chestiune de cele mai multe ori când îi întreabă jurnaliștii pe politicieni de la București: domnule, știți cât costă o pâine, cât mai e un litru de lapte, un ou? Nimeni nu știe. Ca dovadă că nu își fac singuri cumpărăturile. Iar din cauza asta s-ar putea să nu știe cât se scumpesc lucrurile. Ok, când vezi un procent de la INS că e 15% inflație, 10% și așa mai departe, nu prea îți dai seama cât înseamnă în realitate și că de multe ori e 50% acel procent și că uleiul s-a făcut 13 lei de la 7 lei. Acolo e 100% inflație. E groaznic cu prețurile. Eu sunt și un pic, mă rog, dacă vreți partea bună, cumpătat sau zgârcit, dacă e partea rea, depinde cum discutăm, și e îngrozitor, e un sentiment rău. Adică îți reduci din lucrurile pe care le faci, oamenii se ajung din ce în ce mai greu cu banii, și pe de altă parte asta spuneam, că avem tot încearcă BNR-ul să pună stop pe scumpiri, crescând rata asta de dobândă monetară, care înseamnă credite mai scumpe. Cine are roborul știe cât... Toți. Da, exact. E, măcar dacă am beneficiat, dacă când ai un cal care trage la căruță într-o direcție, politica monetară, asta de-o face BNR-ul, și în partea altă politica fiscală, este sărbătoare la guvern acolo. Zici că suntem într-un moment de explozie economică. S-au făcut, 15.000 de angajări noi anul ăsta, în posturi noi, în administrația publică. Se umflă ministerele. Nimeni n-are... Florin Câțu, e de notorietate că n-am avut o relație bună cu el, da? Dar măcar un lucru pe care pot să-l recunosc este că a spus atunci, în 2021, că fiecare ministru trebuie să-și reducă cheltuielile și să facă reforme. E adevărat că am făcut-o numai noi de la USR, ăștia de la PNL, nu. Nu este ca tocilari, adică m-am apucat și am făcut. Am zis, trebuie să tai de pe undeva, să văd cum, stai, să vedem aici. I-am chemat pe toți, de la cei care câștigă puțin și de care chiar empatizez, de exemplu, mecanicii de locomotivă, zona asta e CFR, era 3.000 de lei anul trecut, și aruncase PSD o bombă de asta prin care salariile creșteau, dar nu erau de unde să fie bani. I-am chemat sindicatele, am spus, uitați, asta e situația, se numește statutul personalului feroviar, trebuie să amânăm 8 luni și să discutăm în decembrie, n-am mai prins eu decembrie în mandat, și facem o creștere de 5, de 10% cât se poate. Și oamenii au înțeles și eu n-am avut nicio grevă. A venit Grindeanu în decembrie, PSD-istul, nu? Trebuia să zică, domne, a plecat balaurul ăsta de drulă, eu vin acum și rezolv problema. Ce a făcut? A dat ordonanța aceea și a mai amânat un an, dar fără să-i cheme la discuții. Rezultatul a fost, nu știu dacă vă aminte, prin 15 decembrie grevă cu trenurile opite. I-am chemat și pe cei de la Romața, care câștigă controlii de zbor 5-6.000 de euro pe lună, și a zis, scuze, ei aveau și puseseră un împrumut din partea statului pe care să-l garanteze și cu ministerul. Normal, ar trebui să se închide. Și am zis, voi trebuie să strângeți cureaua. Voi trebuie să... Pentru că puține zboruri, pandemie, mai puțin de muncă, au stat mult pe acasă și așa mai departe. Faceți și voi o
o reducere de 20%, 4 zile din 5. Nu se întâmplă nimic dacă nu vă schimbați ultimul model de Audi A7, nu știu, de pe 2021, dacă a apărut 2020. Au făcut ochii mari cei din conducere, dar au dat semnalul ăsta mai jos. În România funcționează mult pe bază de semnal. Dacă cel de sus spune ceva, nu întotdeauna, nu e suficient doar, dar contează mult de tot. Și asta ziceam, noi am făcut asta în guvernul ăla cât am putut, ăștia miniștri USR, știu că și Năsui la fel, ca niște, cum ne fac ei, niște tocilari. Acum, deși situația mult mai rea, deși situația bugetului este mult mai rea, deși suntem în pragul unei crize economice care, din păcate, cred că va prinde proporții în 2023 și 2024, la ăștia e sărbătoare, la PSD și la PNL. Adică nu-i zice nimeni, domne, aveți, adică Ciucă să spună, fiecare ministru vreau să vină cu niște măsuri de reducere a cheltuielilor. Asta este abordarea la guvernare și, într-adevăr, cum spuneați, complet ruptă de realitate. Mai mult cred că amândouă partidele vor să fugă de consecințe, de nota de plată a guvernării. Asta e o preocupare intensă. A uitat complet de oameni și e sentimentul ăla. Cât mai prindem să tragem cât putem. Asta e guvernarea României în momentul de față. M-aș întoarce la problema cu autostrăzile, pentru că a spus ministrul transporturilor, autostrada A13 Brașov-Bacău ne interesează în zona asta mai mult decât autostrada spre București, pentru că ar trebui să treacă pe aici, să facă legătura, da, Brașov-Sfântul Gheorghe, Târgu Secuiesc-Bacău. O vom vedea. E, cred, un pic mai avansată decât, sau zilele astea a fost lansat iar studiul de fezabilitate. Păi da, aici au fost niște întârzieri foarte mari, adică cam la începutul acestui an, firma respectivă a zis, noi nu mai facem față, vrem să ieșim din contract. Domnul Grindeanu, ministrul transporturilor actual, are o tendință să amâne ruperea pisicii până în ceasul al 13-lea. A trecut 11 luni de la acel anunț, că în ianuarie a spus firma asta, Search Corporation, care făcea studiul de fezabilitate. Abia după 11 luni s-a reziliat, se reia licitația, mai durează până se semnează un nou contract. Deci, practic, vreun an pierdut pentru proiect. Am făcut o audiere recent, eu sunt președintele Comisiei pentru Transporturi acum în Camera Deputaților și am făcut o audiere cu cetățenii din cele două... E o comună din județul, da, Brașov, e vorba despre Hărman, Podold și Podold, cei din Ilieni din județul Covasna. Cei din Ilieni, exact. A venit primarii, i-am invitat și din păcate cei de la CNAIR n-au fost prezenți. Asta e o formă de sfidare a comisiei. Mă rog, nu le-a dat voi Grindeanu, probabil, la care da respect, înțeleg, să aibă pentru o comisie. Și oamenii au prezentat nemulțumiri legate de traseu. Cât am fost eu ministru până în 8 septembrie anul trecut, au existat discuții, știu, în companie, dar nu s-a ales să se retraseze traseul, s-a ales cândva în ianuarie anul acesta, singurul lucru care s-a întâmplat înainte ca acel contract să se blocheze. Și, într-adevăr, pare că sunt semne mari de întrebare legate de cum afectează intravilanul acelor localități și ar fi o variantă care ar fi mai bună. Eu sper că în contractul ăsta nou, când o fi, că de-abia s-a lansat licitația, să fie tratată serios această problemă. Și, mă rog, pe primarii acum i-am văzut activ, dar probabil că au și o parte de vină că sunt când, la momentul când ar trebui să vorbească, sunt cam... se cam complac și nu sunt atenți la astfel de proiecte de infrastructură mare națională. Când după ce lumea începe să facă scandal și pentru un primar, stai puțin, uită-te pe unde trece, atunci s-au activat și ei, dar cred că au fost foarte lenți în asta. Dar în fine, principala responsabilitate e la minister. Și sper că acum la relansare se țină cont de ce vor acei oameni. Și mai mult de atât, să existe o secțiune până cât este relief ușor, Sfântul Gheorghe, și apoi până, mă rog, spre Târgu Secuiesc, care să fie, să livreze mai repede. E mult mai ușor să faci un studiu și o bucată de autostradă pe zona ușoară. Când ajungem spre Boituz și în fine spre Bacău, pentru trecut munții, aia o să fie o chestie complicată. Dar ar trebui etapizat și segment. Așa am făcut cu autostrada cu A8, cealaltă trecere a Carpaților Orientali, unde am prins în PNRR două capete, pentru că logica a fost așa. Mai să începem de undeva, odată ce se fac și e... Pe bine, așa a început Miercurea. Și București, Ploiești și exact. Mai departe. Decât să stai să tot vorbești de un proiect așa amplu și să nu înceapă de nicăieri. Și aici cred că asta ar fi o strategie bună, pentru că ar deservi zona... Păi nu, dacă se face Brașov-Târgu Secuiesc, e... Da. Pentru noi e suficient. Și e un relief ușor. Da, e adică pe linie dreaptă. Câteva cursuri de apă care trebuie traversate, dar fără să pună probleme. Doar că trebuie ales un traseu decent care să țină cont de oameni. Ne gândim la 2024.
toate alegerile posibile și imposibile în același an. Cred că miza cea mai mare, mai ales pentru partidul dumneavoastră, va fi să scoată nehotărâții la vot. Mai bine de jumătate din populația țării nu votează sau nu are de gând să voteze, dezamăgită fiind de clasa politică, știm cu toții motivele, neinteresați, își văd de treaba lor, pe principiu, oricum, votul meu nu contează, se aleg ei între ei acolo. Cum îi scoatem pe oameni la vot? Asta este într-adevăr marea provocare. Avem 18 luni până la primele alegeri la, care sunt cele europarlamentare și care vor da tonul. Vor fi în mai și apoi în toamnă vine tăvălugul. Locale, parlamentare, președinție. Dar europarlamentarele sunt ceva mai înainte și o să dea tonul. Eu cred că, natural vorbind, USR are un bazin mare și am arătat asta în niște alegeri anterioare. La europarlamentare ați avut rezultate mai bune decât... Exact, la europarlamentarele din 2019 am fost șef de campanie atunci, asta a fost rolul meu în acele alegeri, 2 milioane și ceva de voturi, puțin peste 2 milioane. Bazinul este mare, dar oamenii sunt foarte dezamăgiți de politică, pentru că au văzut dușman PSD-ul foarte multă vreme și în partea cealaltă era Iohannis, care a spus, domne, eu sunt cu... ciuma PSD și așa. Exact. În momentul în care tu, la 8 luni după alegerile în care le-ai spus oamenilor acest PSD este rău suprem, face o coaliție cu PSD-ul și în momentul în care tolerezi un anumit fel de a guverna, a cărui principală preocupare este cum să-și tragă din banul public pentru ei, să fie privilegii, sinecuri și așa mai departe, atunci oamenii zic, hai, mai există speranță? Eu le spun că da, există speranță și miza noastră este ca în aceste 18 luni să aducem acest mesaj la cât mai mulți români. O facem prin activitatea noastră și din Parlament și prin ceea ce fac toți colegii din filiale, avem un proiect mare de bătut la uși, se numește Door to Door. Mergem din ușă în ușă și vorbim cu oamenii, avem astfel de proiecte, a mers extraordinar cel de ieri cu mesajele duse în fața guvernului. Avem e un vibe bun, ca să folosesc așa un termen modern. Am făcut și eu acest mers din ușă în ușă. Am fost în Craiova și oamenii care ies sunt foarte interesați de ce avem de spus, pentru că trebuie cumva să suntem singurul partid care face asta între alegeri. Adică nu ne ducem, știi, sunt alegeri mâine, am venit să vă în campanie. Și atunci asta e marea noastră provocare, să ducem, ne-am consolidat anul acesta, că am plecat, mă rog, am avut și noi niște probleme interne, dar acum suntem un partid unit, stabil, cu care știe ce are de făcut. Suntem un partid deschis, așa că le spun celor care ne ascultă, dacă vreți să vă înscrieți în USR, o să-mi fac un pic reclamă, usr.ro/înscriere, repet, este usr.ro/înscriere. Colegii mei sunt oameni obișnuiți, nu găsiți nici zona asta de oportuniști usuroși care sunt pe la cealaltă partide sau mai rău zona de oameni pur și simplu cu interese de zona de corupție. Sunt oameni cetățeni care s-au implicat în politică. Așa am ajuns și eu, de altfel, în această situație. Eu sunt foarte optimist, e mult de muncă, dar e o responsabilitate pentru noi să facem această muncă și să avem un rezultat tare în 2024. Eu, viziunea mea nu e a unui partid care, ce să zic, supraviețuiește, este și el acolo. Ok, am luat un scor foarte bun, după părerea mea, în 2020, acest 16% este o dublare de la 8% din 2016, după doar 4 ani de existență. Acum avem 6 ani. Nu știu dacă o să reușim să avem chiar o dublare, asta depinde de români, dar îmi doresc să formăm, dacă e vorba de o coaliție în 2024, din postura primului partid, pentru că vreau să avem premierul. Mi-am dat seama ce important este să ai premierul. Și toate discuțiile le avem după alegeri, dar e important să fim din poziția celor care câștigă aceste alegeri. Pe finalul discuției noastre de astăzi, pentru care vă mulțumesc încă o dată, e vorba asta la noi, că speranța moare ultima. Mai e speranță în România? Da, este. În România reală? În România reală este speranță și eu cred că România este în ultra majoritatea ei. Românii sunt
românii maghiarii, deci noi toți cetățenii țara asta, sunt oameni care muncesc, care sunt cinstiți, care se gândesc la cel de lângă, cărora le pasă comunitate. Ce vor partidele vechi să ne facă să credem? Îi spun că e un demon al neîncrederii. Să ne facă să credem că, domne, toată lumea e un pic un furtișac, ce facem noi e ok, atât de mult se poate, nu există alternativă. Nu e adevărat. Există alternativă, ne-o construim noi, nici în țările la care ne uităm cu admirație din vest, lucrurile nu s-au făcut peste noapte, ci s-au așezat cărămizi peste cărămizi în sute de ani. Eu iubesc țara asta și chiar am încredere că există suficiente resurse după ce trecem prin momente grele, să construim în continuare. Și chiar o ultimă întrebare, pentru că întreb asta pe toți invitații mei în această perioadă, fiind pe final de an, care e cea mai mare dorință a dumneavoastră pentru anul viitor? Păi, da, e o întrebare. Asta e pentru mine proiectul la care trag acum, este USR-ul. Îmi doresc să reușim, cum ce am spus mai devreme, să convingem cât mai mulți oameni, să le dăm speranță. Mersi mult pentru discuția de astăzi. Președintele USR, Cătălin Drul, a fost în studioul nostru. O discuție pe care o veți găsi și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine și succes! Și eu vă mulțumesc mult! Primești răspunsuri la toate întrebările importante în fiecare săptămână la interviurile We Radio cu Vlad Manolăchescu.